Salut, Radu! 5-2 cu campioana antită din Victory Cup. Se anunță o luptă crâncenă la titlu. V-ați apropiat. Ce mai sperați? Bună seara! Un meci destul de greu, cu echipă foarte bună. Campioana ultimele două ediții. Avem obiectivul nostru, este primele două. Dacă avem șansele vor fi mari la campionat după această victorie. V-ați apropiat acolo sus, mai sunt 7 etape până la final. Cred că totul se joacă, nu? Nu mai sunt la mâna noastră, sunt și la mâna celorlalte rezultate. Din păcate am pierdut câteva meciuri pe care nu trebuia să le pierdem, dar mai sperăm. Tu ai dat două goluri astăzi, am văzut că ai mai multe goluri decât meciuri jucate. Cât de importante sunt cele două reușite de astăzi? Sunt foarte importante, dar cel mai important este că am câștigat. Nu contează că am dat eu două goluri, echipa contează. Practic, voi sunteți teoretic cu cele trei titluri din ale celor de la Ludicom, sunteți echipa cea mai titrată de la Victorii. Da, sunt. Cup, s-au întâlnit două echipe super importante. Cât ai simțit în teren tensiune, orgolii? Cum e o astfel de partidă din teren? O astfel de partidă este foarte frumoasă, pentru că sunt doi, se întâlnesc jucători foarte buni de mini-fotbal. De fapt, în cercul acesta ne întâlnim foarte mulți jucători. Și, deci, obiectivul, locurile 1-2, să te întreb de competiție, pentru că joci tu și jucați voi în Victory Cup de atâta timp. Cum e Victory Cup la atâți ani după debut, să zic? Victory Cup este o competiție foarte importantă, cu un fotbal foarte bun și cu jucătorii foarte buni. Am înțeles, mersi mult!